Bună dimineața, București! Bună dimineața, București! Cu Mirela și Răzvan! Toată lumea a fost surprinsă, deși am făcut gluma asta și mai devreme, dar nu era nimeni în studio, da. E un... Un muzunache, un brăduleț, da, care uite cum face. Pe site-ul bucureștefm.ro vedeți Merry Christmas! Sau nu știu. Surările, da. Merry Christmas! Bine ați venit pe la voi, pe la noi, Station 4. Pe la voi, pe la noi. Da. Pe la microfon? Pe la voi, toată lumea. Bine v-am găsit. Bună dimineața. Da, ia spuneți-ne repede așa de unde veniți, cine sunteți și încotro mergeți. Păi suntem din București, acum că așa? Toți în afară de Arun, care o să se mute din februarie. Unde o să se mute? Mai aproape de microfon, hai mai aproape de microfon, ca să ne și auzim. El de unde vine? El vine din Zalău. Da, sunt din Zalău și... Cum te cheamă? Sunt Adrian Aron. Adrian Aron? Da. Aron Carter? Nu, Adrian Aron. Și Daniel. Dar tu când scrii Adrian, pui doar Aron, nu mai scrii numele, nu? Arond, de la Arond, știi? Pui doar... Arond minus D. Așa întreg numele pe tastatură. Arond și după aia mai adaug minus D. Uite, vezi? Știam eu ce întreb, da. Eu sunt Andrei, sunt din București. Am 10 ani și vreau să cânt. Nu, am 16 ani. Exact. Și cântă. Și cântă, da. La ce cânti? La o tamburin. Da, e bine și așa. Eu sunt Alex, sunt din Ciorpan și aș vrea să-i salut pe toți oamenii de acolo și pe domn primar. Oh, ce bine, domn primar, să ne trăiți, da. Se aude acolo la Ciorpan, da? Da, se aude. Pe 98,3, dacă nu mă înșel, e încolo, spre DN1, nu? Da. La Snagov, pe acolo. Da, exact. Da. Și tu ești? Se aude în toată lumea, că e pe internet. Eu sunt din Târgu Jiu. Tu te văd cine știe. Da. Sunt live acolo, bucureștefm.ro. Ne și vedem, să știi, uite, facem cu mâna acolo la cameră. Da. Bucureștefm.ro. Mai Station 4, de când existați voi așa? Cum v-ați întâlnit, cum v-ați unit, cum v-ați adunat? Avem cam 2 ani de zile deja împreună. În formula asta suntem de puțin timp. De cam două săptămâni. Da, unde v-ați întâlnit? La școală? Înțeleg că a plecat unul dintre băieți, nu? Și da, că a venit altcineva. Hai, povestiți-ne. Da. N-au fost 5. Nu, au fost 4, dar s-a făcut mișcări de trupe, da. Ne-am participat la X Factor. Așa. Și acolo ne-am format. Foarte frumos. Ba nu, e ok, poți să zici nu, e perfect. Da, de vreo 2 zile vorbim despre X Factor. Da. Păi înțeleg că de acolo pornesc talentele, deci sunteți de mult împreună, de ceva vreme, doar că acolo, sau de acolo s-a știut mai mult de voi? Da, acolo ne-am format, chiar ei ne-au format acolo, noi am participat într-o altă formulă la Eurovision. A, ați fost și la Eurovision, la selecția națională sau la Eurovision Junior? La selecția națională. La selecția națională. Și în semifinală. Foarte frumos. Cu ce piesă și cine a făcut-o? Mihai Alexandru. Pe atunci eram mai pe cont propriu, colaboram cu Mihai Alexandru. Ai mâncat de dimineață ceva? Am mâncat cam puțin. Da, se vede, da. Ai băut doar lapte, se simte. Nu, apă plată. A, doar apă plată, trebuia să mănânc și o felie de pâine. Da, Mihai Alexandru e un nume totuși în muzică. Clar v-a găsit, v-a avut încredere în voi. Pe ce loc ați ieșit? Cred că pe locul 7. Dar tot e bine. Ceea ce e bine, am făcut un featuring cu René Santana. Nepoata lui Carlos Santana, nu? Zice-se. Da. E adevărat? E perfect. Da. Noi așa știm. Și Răzvan știe la fel. Acum știu ce râzi, Răzvan. E ceva putrăt în Danemarca. E frumos în dimineața asta aici. Ei au venit cu forțe proaspăt. Au venit să le și colinde. Uite, el și-a notat aici ceva foarte frumos. Cum poți să înțelegi asta? Că eu nu văd. Uite, pe cuvântul meu. Mirela, dacă reușești să descifrezi ceea ce scrie aici, ai o surpriză de la mine, cu atât mai mult cu cât Moș Crăciun vine și la București FM. E pe site-ul nostru, bucureștefm.ro. Te rog frumos să descifrezi dacă poți. Dar nu, nici văd și la distanță. Nici măcar să spun că nici măcar nu... Da, eu cred că știți versurile pe de rost, nu? Dar care este colindul, care este colindul vostru preferat? Justin Bieber, wow! Da, ce vă place vouă să cântați? Rond. Nu știu, eu am și colinde compuse de mine, dar nu o să le auziți acum. O să le auziți mai încolo. Păi eu știu un singur om care compune colinde pe țara asta. Ne, frușcă. Fuego. Fuego în bordobește brad, îmi pare rău, are altă... Da. E ocupat cu mama. Da, hai să spunem un lucru celor care ne ascultă, că sunt cam din aceeași gașcă, ca și trupa Maxim, nu? Da, și vrem să-i salutăm pe băieți. Salutare, băieți! Apropo, cum vă împăcați? Cum vă împăcați, da. Nu vă vine să credeți, dar suntem cei mai buni prieteni. Da, când v-ați văzut ultima dată? Da, și ieri ne-a invitat la un eveniment, doar că n-am putut să mergem. Aha, suntem prieteni și ieșim. La ce eveniment? Nu știu. Auzeam o poveste că voi sunteți creați, mă rog, trupa puțin înaintea lor, nu? Da. Uh-huh. Și mentorul vostru este același
Domnul Gruia. Mihai Gruia. Mihai Gruia. Da. Voi cu Mihai. Salut, Mihai. Da, îl salutăm pe Mihai dacă ne urmărește în momentul ăsta. Vă întrebam un pic mai devreme, care este colindul vostru preferat? Mergeți colindul în perioada asta? Eu când aveam 15-16 ani, rupeam colindul pe acolo, pe la... Nu știu dacă mai... Pe la Eforie, da. Ce făceai cu ei? Nu mai știu ce mi-am cumpărat. La cadele? Nu. Cred că îmi cumpăram cărți. Mai mergem cu colindul normal? Consider că și la vârsta de 60 de ani trebuie să mergi cu colindul, este tradiție. Dar voi aveți doar 16. Păi atunci nu trebuie mergeți? Să vină la tine copiii cu colindul. Da, 16, dacă o să vină bunicii cu 18 și 21. Deci... Ok, deci pe cel cu 21 de ani îl iertăm. Dar cei cu 16 mai merg cu colindul? Da, normal. Care e colindul vostru preferat? Ia, cântă și acolo. Împodobește mama Bradu. Nu, ia zi, Steaua sus răsare. Zi. Steaua sus răsare. Nu, e foarte frumos. Ca o taină mare. Nu? Da, dar nu știți, clar o știți. Hai, nu, i-am uitat, că-s bătrân. Nu. Mai bătrân ca Moș Crăciun. Uite, mă face să vorbesc ardelenește. De ia, te rog frumos, cred că ești dulce foc când vorbești ardelenește, nu? Poate că. Poate că. Da. Cum se numește piesa asta noua voastră, despre care o să vorbim noi astăzi? Lumea este mare. Lumea este mare. Cine a lucrat-o? S-a lucrat în studio numai Mango Records. Dorian Oswin și Eberhard Cristian. Așa? Versurile sunt făcute de Melina. Știți, poză de album. A fost la noi. A fost și pe la noi pe aici. Da. Foarte frumos. Pe locul tău acolo. Bun. Așa, iar videoclipul este filmat de Richard Stan și Claudiu Stan. Cei de la Vision Stan. Mie îmi place să întreb care e povestea. Eu de regulă nu satân la versuri. Vă întreb pe voi, care este povestea piesei? E vorba despre viață, despre dragoste. Nu contează banii, mașinile... Contează doar să iubești, contează să fii fericit. La tine? Da, așa e? Cunosc mulți oameni care... Da, cunoști tu oameni. Da. Câți ani ziceai să ai? 21. Vorbim peste 4 ani. Nu, cred că așa cum a fost vorbești, dar nu la radio, știi? Nu cu roșu aprins. Da. Bine, hai să ascultăm piesa cu Station 4 aici la București FM. Mă iubești așa cum sunt, nu-ți pasă dacă am mașini sau bani, ori casă, nu contează altceva, da, nimic decât dragostea. Tu și eu acum pe val, iubire, ne iubim, asta e clar, se știe. Tu și eu acum noi doi, vara asta e fără ploi. Căștream pe tine de 1000 de ori. Te-aș săruta și vântul te-ar purta pe brațe în viața mea. Și eu aș vrea să zbor cu tine, nu pot fără tine. Mai schimbat îți dau ce-mi ceri. Și știi că nu contează altceva, da, nimic decât dragostea. Tu și eu acum pe val, iubire, ne iubim, asta e clar, se știe. Tu și eu acum noi doi, vara asta e fără ploi. Lumea este mare, bate vântul în buzunare. Dar nu-mi pasă că știam pe tine de 1000 de ori. Te-aș săruta și vântul te-ar purta pe brațe în viața mea. Și eu aș vrea să zbor cu tine, nu pot fără tine. Oh, nu avem nevoie de bani, doar de minute, clipe, zile și ani. Oh, de GPS sau telefoane, noi ne lăsăm ghirați de soare. Oh,
Nu avem nevoie de hărți, de povești inventate din cărți. Noi, noi, lumea asta mare, asta mare. Noi, ne, sunt ghidat de soare. Nu avem nevoie de bani, doar de minute, clipe, zile și ani. Băieții de la Station 4, că mai devreme am zis 4 Station, ceea ce nu e adevărat. Station 4. Da, mă scuzați, vă rog, că toată lumea greșește. Cine nu muncește, nu greșește. Da. Ei sunt în picioare, vor să ne cânte și să ne încânte. Dar ce vor să cânte? Că au cântat și mai devreme. Vor să cânte un colind? Un colind. Cum se numește? Mistletoe se numește. Mistletoe. Adică vâsc. Da. Sub care te pui. Da, da, ca să ai noroc tot anul. Ia zi și mie că eu nu știu. Serios, nu știu, nu mi s-a întâmplat. La miezul nopții. Nu ți s-a întâmplat încă. Răzvan chiar nu știi povestea. Da, la miezul nopții de revelion, agăți vâscul deasupra, da, cum se zice, becului, da, capului, da, și te săruți sub vâsc. Cu cine? Cu iubitul. Sau cu iubita. Cu iubitul, cu iubita. Sau cu iubita, da. În cazul tău cu iubita, în cazul meu cu iubitul. Sau cu iubiții, așa, depinde cât sunt pe acolo. Și dacă sărutul este minunat, atunci anul va fi îmbelșugat. Mm-hmm. Dacă sărutul nu dă roade, înseamnă că grâul nu se face. Vai de capul nostru. Hai să auzim piesa asta care se numește Mistletoe. De unde v-ați inspirat? De unde piesa? E a lui Justin Bieber, piesa. Este un, nu știi, cover. Că am citit pe foaie Justin Bieber. Mhm. Uite, el din profil un pic așa aducea Justin Bieber. Spun, vă place vouă Justin Bieber în mod deosebit? Nu neapărat, e ok. Adică, da, are și el piese bune, ne inspirăm și de la el, ne inspirăm și de la alți artiști. Dacă n-ar fi fost Justin Bieber, cine ar fi fost? Nu știu, altcineva, da, cu siguranță altcineva. M-am auzat de chestia asta? Da, are și el piese bune, că da, e și el pe acolo. Hai că merge, nu? Nu că m-a fost drăguț, asta spun. Da, hai să ascultăm Station 4 aici pe București FM, Mistletoe. București FM. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'm beyond the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'm beyond the mistletoe. With you, shawty-bee-doo. With you, yeah, shawty-bee-doo. With you, under the mistletoe, yeah. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming to town. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making your list, I know, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Shawty, with you. With you, oh, under the mistletoe, oh, oh, yeah. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, yeah, yeah. Under the mistletoe, oh, hello. Hello. The wise men follow the stars. Most beautiful time of the year.
lights fill the streets, pretty so much here. I should be playing in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. You and you, shall be with you. With you, oh, under the mistletoe, yeah. Oh, oh. Behind the mistletoe, show me, baby, that you love me so. Oh, 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 oh. Kiss me underneath the mistletoe, show me, baby, that you love me so. Oh, oh. Oh, 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 yeah, yeah. Justin Bieber la București FM. Hai să l-aud pe Justin Bieber la final. Hai să aud modulația aia de final al Justin Bieber. Cum face Justin Bieber la final? Păi nu știm, că noi nu încercăm să imităm pe nimeni. Ai zis că-ți place Justin Bieber, deci trebuie să știi cum face Justin Bieber la final. Nu știu modulația aia de final, bine. Bun, ne place Justin Bieber, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să cântăm ca noi trebuie să cântăm în stilul nostru și asta. E adevărat, aveți stilul vostru și iar tu ești absolut fantastic atunci când cânti, te transformi. Ai văzut că el închide ochii, el trăiește ce cântă acolo. Da, mai tot închide ochii, dar el are un stil, chiar trăiești fiecare notă în parte, nu? Ești acolo. Nu știu, mă simt bine când cânt și dar cu toții ne simțim bine, adică asta e pasiunea noastră și oricum, luăm unii de la alții. Adică nu știu, ne completăm. Avem are fiecare cine ceva special. În afară de muzică, mai faceți ceva în viața de zi cu zi? Da, mergem la școală, la facultate. Școala e pe primul loc. Nu, muzica e pe primul loc pentru mine. Da, pentru mine. Dar dacă n-ar fi fost muzica, ce-ar fi fost pentru fiecare în parte? Pentru tot muzica. Ce-ar fi fost? Încă nu s-a mutat în București. Tu te-ai fi făcut, sigur, te-ai fi făcut frizer. Nu mai e un stil, mă, Răzvan, pe cuvânt. Deci ăsta e farmecul lui. Da. Are o coafură absolut fantastică. Da. Bașca este de un blond de invidiat. Nu, da, asta este o coafură, nu? Adică nu te da, trebuie. Nu știu, așa pui de găină. Dimineață. Așa de dimineață, da? Bine, mi-am făcut ieri părul, dar e părul tău natural sau ești vopsit? Serios, nu-s vopsit. E părul tău, nu? Da. Bravo. Crede-mă că multe doamne ar plânge după blondul lui. Dacă n-ar fi fost muzică, ce-ar fi fost? Poezie. Aron D. Nu știu, dar mai mare o firmă. De costume, clar. Designer. Designer. Nu-i designer, e patroană, vinde. Păi... e șefă. E șefă, așa. Nu, eu am... Dacă n-ar fi fost muzica, dacă aș fi fost, a fost... Nu, nu, fost mama șef. Ta e într-adevăr, șef. Dar tu ai fost tu patron, nu? Adică meseria ta era ce ești? Patron. Exact. Ah, ok, asta n-am înțeles. Iar tu? Era birou și mâncai gogoși. Eu aș angajatul fost lui. Actor, cred. Ah. Actor, da. Muzică, nu știu. Deci el are muzica, tot muzica, tot muzica clar, face. Clar, clar, treaba da, m-am mutat în București pentru muzică, dar sunt și la facultate de marketing. Marketing, e clar. Patron te faci tu? Da. Îl luăm și la birou la Mihaela Costache, pe el. Da. Da. Da, nu știu, să întrebăm și pe ea mai întâi da. Și după aia Mihaela să le facem da? Oferte. Okay. Mersi, Mihaela. Da. Să fii secretarul Mihaela Costache, e bine? Lasă-o să întreabă pe ea mai întâi, să vezi dacă... Nu, a zis că lasă să se mai gândească un pic. Da. Vă mulțumim tare mult, sunteți chiar fantastici. Cântați pe scenă sau aveți concerte alături de cei de la Maxim? Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, dar ne-am bucurat să se întâmple, ne-am mai petrece, ne-am mai distrat și așa, nu ne-am mai văzut de mult. Când aveți prima petrecere, primul concert pe aici? Când avem? După sărbători? Da, după sărbători. De sărbători. De sărbători unde cântați? Mâncăm șoriciu cu mama, cu tata, să te importă, să ne simțim bine, că așa. Eu l-am doar sunt sărbătorile, nu? Nu știu să tai porcul. Am o purcea, o cheamă Johnny. Așa. Și mi-e mire de asta. Mai are Johnny. Nu știu, dar e frumoasă. Da, o cheamă Johnny, numele de băiat. Da, dar e fată. Eu dar pe asta nu mi-e așa la asta. Tu i-ai pus numele? Da, da. Îți dai seama. Noi nu putem să percepem lucrurile astea așa cum se întâmplă. Deci nu știi câte kilograme are? Nu am cântărit-o. Nu, cred așa, că, după nu cred că ține cântarul. După ochi, nu știu. 200, 300. 7 tone, nu știu. Oh. Nu cred că există așa ceva, dar în fine. Bine, vă dorim multă baftă. Vreau să mai întreb ceva, frumoase, unde vă găsește lumea? Pe ne Facebook? Ne găsiți pe pagina noastră de Facebook, da? Care este? Station 4 Oficial. Așa, și pe canalul Mango Records de YouTube. Acolo avem videoclipurile. Și vorbim cu voi. Uite, ai o jumătate de minut la dispoziție să-ți faci reclamă. Te ascultă multă lumea. Cum zice ceva despre voi? Să vă faceți reclamă, da. Suntem Station 4.
Atât. Nu știu, ne puteți băga în seama pe Facebook, ce... răspundem la poți mesaje cu drag. Ceva. Normal, să vă întreb. Te rog, te rog. Știți ce este mic, negru și cu dungi albe? Nu spune, nu. Te rog. De ce? Zebra sau ce? Nu, un purice cu bretele. Un purice cu bretele, mă. Ah, da, noi suntem Mirela Oprea și Răzvan Petre. Apropo, ne auzim și mâine dimineața la 6:45. Apropo de ce cântăm noi aici și mâine dimineața e veselia mare tot aici pe 98.3 FM pe cei de la Station 4. Îi vedeți imediat și în online în reluare pe bucureștefm.ro și diseară îi auziți din nou la radio la 18.40 pe mâine.